Așa cum suntem ridicați, vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Evanghelia după Marcu, capitolul 14, de la versetul 12 până la versetul 28, pagina 980, în versiunea Dumitru Coronescu a Bibliei, Marcu 14 cu 12. Mi-aș dori ca data viitoare, când vin, dacă mai vin, că după predicile care le-am spus, e cam greu de crezut că mai vin, cu ghilimele, să vă văd pe fiecare dintre noastre cu Biblie. Amin. Care n-aveți Biblie, trimiteți un e-mail că fac cumva rog o Biblie. Doamne ajută! Amin. Marcu 14 cu 12, în ziua din tâia prasnicului azimilor, când jerfeau paștile, ucenicii lui Iisus i-au zis: unde voiești să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci paștile? El a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în cetate, acolo aveți să întâlniți un om ducând un urcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei: învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștile cu ucenicii mei? Și are să vă arate o daie mare, de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el. Și au pregătit paștile. Seara, Iisus a venit cu cei 12. Pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis: adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu? Este unul din cei 12, le-a răspuns el, și anume cel ce întinde mâna cu mine în blid. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Suntem în această zi, în aceste momente, la o părtășie specială. Suntem la o întâlnire deosebită pentru marea majoritate dintre noi. Această întâlnire este prima cină din 2023. Este primul moment în care ne apropiem cu atenție de masa Domnului. Este foarte important să pricepem, dragii mei, această masă nu are voie să fie o masă ritualică. Noi nu venim la închinare să serbăm masa Domnului pentru că este un obicei, pentru că de obicei, odată pe lună, în cultul penticostal, stăm la cina Domnului, nu. Această cină nu are voie să fie una care să presupună testare din partea noastră pentru alții. Noi când stăm la masa Domnului, nu avem voie să ne gândim la alții. Responsabilitatea noastră este să ne gândim fiecare dintre noi la noi înșine. Fiecare dintre noi la persoana noastră. Niciunul dintre cei prezenți nu are dreptul să se gândească dacă altcineva e calificat să stea la masă cu Domnul. Fiecare stă într-un mod privat, însă de maniera în care stăm la masă cu Domnul depinde eternitatea noastră. Depinde eternitatea noastră. Biblia spune în Evanghelia de pe Ioan, capitolul 6, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață veșnică. În el
și nu poate fi în eternitate cu Domnul Iisus Hristos. Ne uităm în această zi, în aceste momente, la cina cea de taină. La acel moment în care Mântuitorul Iisus Hristos s-a apropiat de prietenii Lui. Și vă rog să pricepeți faptul că, deși marea masă de oameni îl îmbulzeau pe Mântuitorul Iisus Hristos, deși noroadele de diverse vârste, de diverse statute sociale și din diverse zone, toți îl urmau pe Iisus Hristos. Nu toți au stat la masă cu Domnul Iisus Hristos. Nu toți au avut această binecuvântare să stea la masă cu Domnul. Biblia spune, seara a venit cu cei 12. Cei 12. Pentru că masa Domnului nu este pentru oricine. Masa Domnului este pentru acele persoane care s-au botezat într-un mod autentic, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, ca o decizie voluntară, ca o decizie clară și din proprie inițiativă au decis că vor să-L instaureze pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Dar aceste persoane, înainte să se împărtășească sau să stea la masa Domnului, trebuie să fie gata pentru masa Domnului. Trebuie să fie sigure că nu iau masa Domnului în chip nevrednic. Că masa Domnului nu este o masă publică, nu este pentru oricine. Dacă asupra vieții tale există un păcat, n-ai voie să stai la masa Domnului. Biblia spune, pentru că unii se adună și se apropie de masa Domnului într-un chip nevrednic, nu puțin dorm. Participarea ta la masa Domnului te poate face să mori. Știi asta? Participarea ta la masa Domnului, dacă trăiești în păcat, te poate efectiv duce într-o zonă mai periculoasă. Cel ce și-a întins mâna în blid, Iuda, într-un mod nevrednic, Biblia spune, când a luat bucățica, a intrat satana în el. Cum să intre satana? Când este la masa Domnului. Ce crezi, că satana intră în clădirea asta? E de mult aici. Foarte atent să vă devieze gândurile. Să se interpună între dumneavoastră și planul lui Dumnezeu cu dumneavoastră. Satan nu se miră dacă avem ceva în geamuri, dacă avem lumini sau dacă avem o clădire frumoasă, cumpărată sau nu. Satan nu se oprește din faptul că noi am închinat o clădire în numele lui Iisus Hristos. Satan vine și aici, în clădirea care este locașul lui Dumnezeu, vrea să te mute într-o zonă interzisă cu mintea. Și în timp ce se predică, în timp ce se cântă, se judeci pe toți, să nu fii atent, să nu te intereseze, să nu trăiești închinarea în prezența Domnului. Ne uităm la această întâlnire pe care au avut-o ucenicii cu Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să pricepem că aceasta a fost ultima cină. Pentru noi e prima cină din 2023, dar s-ar prea putea pentru careva dintre noi să fie și ultima cină. Cina aceasta era o cină specială, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos stătea de mai mulți ani cu ucenicii. Știți bine că Iisus Hristos avea 33 de ani deja. El, de când era mic, prin edict ebraic, trebuia să serveze Paștele. Deja erau câteva sărbători, câteva zeci de sărbători de Paște în care Iisus Hristos a stat la masă cu părinții mai întâi și apoi cu ucenicii de cel puțin 2 ani încoace. Acest Paște era un Paște special, nu doar pentru că era ultimul, ci pentru că era un Paște marcat de câteva caracteristici speciale. Îmi doresc foarte mult ca această părtășie la masa Domnului să fie o părtășie specială. Amin. Îmi doresc să fie un Paște special. Cum putem face din întâlnirea aceasta să fie o întâlnire specială? Un Paște special. Asta e mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Uitați-vă că Biblia spune, în ziua din tâia praznicului azimilor, când jerfeau Paștile, ucenicii lui Iisus i-au zis, unde voi ești? Dar, Doamne, chiar așa de important e unde vrei Tu? Dar chiar așa de important e ce zici Tu în voia Ta? Trăim într-o societate în care oamenii nu mai suportă voia lui Dumnezeu. Oamenii sunt interesați să-și facă voile lor, voințele lor să fie derulate, planurile lor să fie precis așezate și să se deruleze viața lor cum și-au propus ei. Ucenicii au fost corecți, au fost sinceri. Și înainte să pregătească ei, nu s-au gândit să-i facă o surpriză lui Iisus Hristos, pentru că nu avem voie să-i facem lui Iisus Hristos surprize.
Nici negative, nici pozitive. Noi trebuie să ascultăm ad literam de cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Biblia aceasta este pentru fiecare dintre noi. Nu este doar pentru o parte dintre frații care predică, pentru soțiile dumnealor. Nu, cartea aceasta este pentru fiecare pământian. Noi trebuie să respectăm voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu are voie să fie pentru noi o părere pe lângă miliardele de păreri de pe mapamond. Voia lui Dumnezeu trebuie să fie poruncitoare pentru fiecare dintre noi. Trebuie să fie decizională, să fie imperativul vieții noastre. Dacă Domnul zice să mă duc în dreapta, n-am voie să mă duc în stânga. Dacă Domnul zice să mă duc înainte, n-am voie să stau pe loc. N-am voie să dau înapoi. Trebuie să mă duc înainte. Amin? Amin. Vreți ca în 2023 voia lui Dumnezeu să se împlinească în viața noastră? Amin. Și atunci când veți suferi, acceptați voia lui Dumnezeu? Amin. Și atunci când Domnul vă duce pe strâmtori, pe poteci extrem, extrem de închise și pe niște poduri care sunt periculoase, să mergi pe drumul lui Dumnezeu. Să nu mergi pe autostrăzile lumii acestea unde îți permiți orice și faci ce vrei în viața ta. Să mergi pe poteca îngustă. Îngustă este calea care duce la cer. Strântă e poarta care duce în împărăția lui Dumnezeu. Și puțini o suportă. Puțini o suportă. Puțini sunt cei ce merg pe ea. Doamne ajută-ne să fim printre cei puțini. Să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Îi apreciez foarte mult pe ucenici pentru că s-au dus la Iisus și au zis, unde voi ești? Să ne ducem. Și Doamne, o să ne ducem și cum apucăm? Așa facem partele. O veni sărbătoarea. Suntem aici. Doamne ajută. Greșit. Un Paște va fi special. Aici. Dacă e marcată o pregătire specială. Uitați-vă câtă atenție pentru derularea acestei pregătiri. Unde voiești să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? Vedeți, locația era importantă. Pentru că trebuia să fie în voia lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia. El, adică Domnul Iisus, a trimis pe doi din ucenicii săi. Doamne, dar nu ne spui numele lor, nu. Pentru că nu ucenicii sunt importanți. La masa lui, el este important. La masa lui, nu cine e invitat să predice important, e invitat cine s-a încins să ne servească. Numele lui este Iisus Hristos. Numele lui este Iisus Hristos. Nu mai puneți accent pe oameni, nu mai ridicați oamenii pe un piedestal anume. Nu-i mai nenorociți pe oameni prin faptul că îi lăudați prea mult. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie lăudat. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie înălțat. El trebuie să trimită. Amin? Biblia zice, el a trimis. Putea să trimită Petru, nu? Putea să zică, Petru, mi-aleg prietenii mei. Mă duc cu cei care am pescuit o viață întreagă. Ia să meargă Ioan și cu Iacov. Să meargă fratele meu Andrei. Să meargă ai mei. Nu, 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 nu. El să trimită. Rugați-vă pentru bisericile noastre să ridice Domnul slujitori. Să-i trimită Domnul în lucrare. Domnul să facă lucrările lui. Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Duceți-vă încetate. O trimitere care n-are detalii. O trimitere care uneori ne surprinde. Dacă ne-ar trimite Dumnezeu pe noi așa în lucrare, am cam ridicat din numere, am strâmbat din sprâncene. Duceți-vă în cetate, acolo aveți să întâlniți un om. Cum îl cheamă, Doamne, pe omul ăsta? Nu vă interesează. Nu trebuie să știți. Nici voi nu sunteți importanți care sunteți trimiși doi dintre ucenicii mei. Asta e important că sunteți ai mei. Și ce e important? Că Dumnezeu ne dă harul să fim ai Lui. În 2022 ai simțit protecția lui Dumnezeu? Ai simțit că ai fost ținut în căușul palmei lui Dumnezeu? Ai simțit că Dumnezeu ți-a dat șansa să fii al Lui? Dacă ai simțit asta, nu pleca din mâna lui Dumnezeu. Nu renunța la autoritatea lui Dumnezeu. Nu renunța la voia lui Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă în viața ta, nu renunța la Dumnezeu. Cea mai mare pierdere care se poate derula în viața unui om, nu să-și piardă jobul, nu să-și piardă mii sau zeci de mii sau milioane de euro. Știi ce, care e cea mai mare pierdere? Să-l piardă pe Iisus Hristos. Să fie prezent la închinare, să fie prezent în slujiri și să nu-L aibă pe Iisus Hristos. Ai milă, Doamne, de noi. Ai milă, Doamne, de noi. Nu lăsa vreodată. Aproape că am riscul să spun, mai bine nu mai trăiești decât să pierzi mântuirea. Nu-i așa? Să știi că toată viața ta duci mântuirea până la capăt. Amin? Să fie o mântuire plină, plină de credință și plină de aplecare, de supunere față de voia lui Dumnezeu. Amin?
Lucrează, Doamne, pentru asta. Aveți să găsiți un om. Și omul ăsta e anonim, Doamne, da. Ducând un urcior cu apă. Vă dați seama ce plan are Dumnezeu, cât de suveran este manifestarea planurilor Lui? Vă dați seama ce fixat e ceasul lui Dumnezeu? Vă dați seama cât de important e să reacționezi la timp la porunca Domnului? Uitați-vă ce semne i-au pus, ce detalii i-a dat Iisus. Duceți-vă în cetate. Ăștia puteau să zică, pe plecăm după jumătate de oră. Păi dacă plecau după jumătate de oră, ăsta cu urciorul era în altă parte. Nu reacționa întârziat. Reacționează instant la voia lui Dumnezeu. Nu sta să zici, Doamne, stai să vezi, să analizezi, să mă gândesc, să știi că e voia lui Dumnezeu. Aplică voia lui Dumnezeu. Știi că lucrul pe care vrei să-i faci e păcat, blochează-l în numele Domnului. Smulge-te din lumea păcatului. Nu mai rămâne acolo. Indiferent ce presiuni mentale, psihice, emoționale, familiale, conjuncturale există peste viața ta. Renunță la păcat în secunda 2 după ce ți-ai dat seama că e păcat. Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Amin. Duceți-vă în cetate. Acolo aveți să întâlniți un om. Vă dați seama că pentru ca planul lui Dumnezeu să se deruleze, ucenicii trebuiau să fie trimiși. Ucenicii trebuiau să aplice și să respecte trimiterea Domnului și omul acela trebuia să fie acolo la locul potrivit, la timpul potrivit. Ești dumneata în 2023 la locul tău? Mai dai din coate? Mai lovești pe la picioare? Mai ataci oameni? Mai vorbești de rău? Mai calumniezi pe cineva ca să ieși un pic mai sus? Ai probleme, nu ești la locul tău. Ia pune-te la locul tău. Amin? Nu e ușor să stai la locul tău când vezi că locul tău nu e chiar așa de ca al altuia. Dar stai la locul tău. Stai la locul tău. Dacă omul ăsta, necunoscut, nu știm cine e, nu era în secunda, în minutul ăla, cu urciorul pe umăr. Vedeți că zice Biblia, veți găsi ducând, era în mișcare. Deci în timp ce era în mișcare, era exact la secunda potrivită, la minutul potrivit, să-l întâlnească cei doi. Fii la locul tău. Amin? Amin. Ești soră. Nu încerca să faci tu reguli în biserică. Stai la locul tău, soră. Amin. N-a zis amin. Stai la locul tău. Nu mai trimite mesaje, amenințări, povești. Tu n-ai responsabilități să derulezi slujba. Ai dreptul să cânți, să te rogi. Ai dreptul să transmiți o poezie. În rest, stai la locul tău, soră. Frate, au zis amin? În minte au zis. Azi că știm noi. Da? Dacă ești într-o responsabilitate, stai la locul tău, nu-i împărți pe toți. Nu-i treaba ta. Chiar nu-i treaba ta. Dacă omul ăsta nu era la locul lui, toată pregătirea cinei să-ți dea peste cap. Fiecare om trebuie să fie la locul lui. Amin? Ajută-ne, Doamne. Veți găsi un om ducând un urcior cu apă. Dacă omul ăsta zicea, mi-e greu urciorul, hai că nu-l mai duc, las. Da? Las, nu-l duc cu mine. Nu se împlinea semnul. Dacă trebuie să duci o povară, tu, nu o pune jos. Ai aflat ceva despre cineva, nu împărăștia informația să știe toată zona. Fii cu minte. Du urciorul. Dar nu du urcior cu vin. Pe ce puși? Adică nu du urcior cu ceva care să îmbete, să ia mințile. Cine a fost urcior cu vin? E important și ce duci. E important să fii în lucrarea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu și să te asiguri de fiecare dată că ce faci tu este de calitate înaltă spiritual vorbind. Amin? Un urcior cu apă. Mergeți după el. Bă, da, nu se simte urmărit. Nu contează. Mergeți după el. Vedeți? În voia lui Dumnezeu, în derularea planului divin, există niște pași care parcă n-au logică. Dar, Doamne, prima dată, nu trebuie să salutăm când suntem bine manierați. Nu. Duceți-vă după aia. Și ce a vrut să facă Domnul prin asta? A vrut să-i testeze. Nu ușor să mergi după un om fără să știi cine e, fără să știi unde merge, dacă trece de la capitanul templului, pe la poliție. Dacă ăsta se numesc imaginații, îngrijorări și scenarii. Dacă, vreau ca în 2023, orice duc de îngrijorare să fie mustrat de peste mintea ta.
Vreau să-ți pui viața în mâna lui Dumnezeu. Încrede-te în Domnul. Dragii mei, oamenii ăștia, cei doi ucenici, ca să poată să ajungă să pregătească cina, Paștele, au avut nevoie de o mare încredere în Dumnezeu. Mare încredere în Dumnezeu. Duceți-vă după El. Unde va intra El? Dar, Doamne, chiar nu ne spui adresa. Să avem o cheie de control. Avem noi nevoie să avem o cheie de control. Știți că câte un frate, câte un soră verifică pe unii chei de control. Ei vor să controleze tot. Lăsați-L pe Dumnezeu să controleze. Amin? Nu mai încercați să controlați dumneavoastră lucrurile. Puneți-le în mâna lui Dumnezeu. Dar să știți că atunci când sunt în mâna Domnului, nu se produce păcat. Se zice amin? Amin. Doamne ajută! Nimic din ce trebuiau să facă cei doi, chiar dacă era împotriva rațiunii, chiar dacă le submina uneori logica lor, nimic din ce trebuiau să facă cei doi nu presupunea păcat. Câte unul zice, Domnul m-a îngăduit să cad în păcat. Satana te-a îngăduit. Nu Domnul? Nu Domnul te-a îngăduit să furi? Nu Domnul te-a îngăduit să minți, să înjuri, să comiți adulter? Nu Domnul? Vrem foarte clar, noi vrem să ne retragem din povara responsabilităților păcatelor noastre, vrem să ne smulgem de sub consecințele păcatelor noastre și zicem, lasă că săracul Domnul. Nu-i Domnul, e lucru manual. E lucru manual. Nu vă retrageți, nu vă smulgeți de sub povara vinei, dând vina pe Dumnezeu. Nu-i Dumnezeu de vină. Pentru tot ce se întâmplă rău la noi sau cu noi, sau în viața noastră, sau chiar în țara care trăim, Suedia sau România, oriunde ar fi, vinovați suntem noi. Suntem noi. Fiecare dintre noi trebuie să ne vedem partea noastră de vină. Amin? Atunci Dumnezeu ne dă îndurare, atunci Dumnezeu ne ajută. Cel mult Domnul îngăduie să ajungi într-o încercare când nu ai păcătuit. Înțelegeți? Asta e îngăduința lui Dumnezeu. Dar când am păcătuit cu intenție, nu e îngăduința lui Dumnezeu. E mintea mea bolnavă. E sistemul meu în care am mers pe contrasens față de voia Domnului. Și zic pentru orice inimă care a mers pe contrasens, ai milă, Doamne. Ai milă, Doamne, și trezește în această zi. Trimite un duc de trezire, de eliberare, Doamne, în numele lui Iisus Hristos. Retrage-te din păcat. Domnul nu-i cu tine când mergi pe drumul păcatului. Ce-a fost Domnul prezent cu Iuda? A fost Domnul prezent? Nu a fost Domnul prezent. Și nu Domnul l-a îngăduit. Chiar dacă se poruncea și se promitea că va fi unul, nu i-o porunci Domnul, du-te Iuda, că tu trebuie să fii. Biblia zice, Iuda este scrutinul care s-a făcut. Vânzător, nu l-a făcut Domnul, s-a făcut singur. Bineînțeles că în colaborare cu Satana. Unde va intra el, spune stăpânului casei. Aici iar e o mare zmerenie. Dar nici măcar nu vorbiți în numele vostru, voi doi. Nici măcar nu aveți dreptul să vorbiți în numele vostru, nu. Învățătorul zice. Dar Doamne, nu trebuie să zicem învățătorul Iisus Hristos? Nu. Și ce înțeleg eu din această descriere? Iisus vorbea cu stăpânul acestei case. Dumnezeu vorbea cu el. Dacă îmi doresc ceva în 2023 și toată viața mea, îmi doresc să fiu sigur că Dumnezeu vorbește cu mine. Amin. Îmi doresc să fii sigur, să fii sigură, soră, să fii sigur, frate, că Dumnezeu vorbește cu tine. Amin? Să ai această relație specială, personală cu Dumnezeu, să-ți vorbească Dumnezeu. Nu știm că Iisus Hristos ar fi mers prealabil fizic să vorbească, da? Nu era un fel de regizare, de montare a cazului, nu. Era efectiv o lucrare supranaturală. Învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștile cu ucenicii mei? Cu cine? Toți zicem, Doamne, vino în casa noastră, vino în biserica noastră, fii prezent cu noi, arată-ți prezența, te vrem pe tine. Și Domnul Iisus zice, să știi că o să vin la masă la tine, unde mă chem, și cu sfințișorul Petru. Petru, Doamne. Păi să întotdeauna sare țandra, să întotdeauna are reacție, să întotdeauna vorbește parcă ne-a întrebat. Petru, vii, Doamne. Unde e odaia din casa ta?
unde se slăbesc Paștele cu ucenicii. Hei, mai ai ucenici pe care nu-i suporți? Mai ai frați, mai ai surori care nu le poți înghiți? Mai este persoane pentru care ai fi zis, Doamne, nici în rai nu vreau că spunea mie cu el, cu ea. Mai există persoane pe care nu le iubești? Nu trebuie să iubești păcatul. Trebuie să iubești păcătosul. Păcatul trebuie să fie administrat și disciplinat. Și omul care păcătuiește trebuie să fie disciplinat. Dar tu trebuie să iubești persoana. Amin? Amin. Și pe Iuda l-a iubit Iisus. Mă mir asta. Mă înfior la gândul că Iisus Hristos i-a dat avoie, acordul să intre când avea toate bine puse la punct să-l vândă. I-a dat acordul. Să fie acolo, prezent. Și are să vă arate o daie mare de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, spune Biblia, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el. Și? Mai tare, vă rog. Nu vă aud. 3, 2 și au? Pregătit Paștele. Pentru că un Paște special presupune o pregătire specială. Duhul lui Dumnezeu este prezent aici. Și Duhul lui Dumnezeu te întreabă și mă întreabă. Te-ai pregătit pentru masa Domnului? Ce fel de pregătire ai derulat zilele trecute? Câte persoane ai sunat să le ceri iertare că le-ai bâlfit? Dar frate, trebuie să fac asta? Cel puțin trebuie să te oprești din bârfă. Amin? De câte ori te-ai gândit foarte clar să te orientezi spre oamenii din jurul tău pe care i-ai jignit, pe care i-ai lovit cu vorba, pe care i-ai tachinat, pe care i-ai bătut mărunt, i-ai tocat așa ușor, ca să-i distrugi, să le distrugi imaginea. Pe cine trebuie să ierți azi? Pe cine? O să zici, frate Caleb, dar cum adică eu trebuie să iert? Da! Dacă ai o persoană pe care ne-ai iertat-o, să știi că Biblia nu-ți dă voie să stai la masa Domnului. Noi nu venim aici să facem religiozitate penticostală, demonstrații penticostale. Noi venim aici cu iertare, cu eliberare, să dezlegi lanțurile răutății, frate. Să deznoți legăturile robiei. Înaintașii noștri posteau 3 zile înainte să vină la masa Domnului. Nu zic că trebuie neapărat 3 zile, însă trebuie să-ți pregătești inima, trebuie să te gândești la Dumnezeu, trebuie să ierți tot în jurul tău. Ai discordie, ai răutate, ai nemulțumire, ai ranchiune, ai dorință de răzbunare. Scoate-le afară din viața ta, frate. Scoate-le afară din viața ta, soră. Scoate-le afară. Când? Azi! Azi nu se poate să fii certat cu bărbatul tău și tu să fii să întinzi mâna și să iei masa Domnului. Nu se poate. Nu se poate să fie avut o ceartă puternică între voi. Bărbat cu bărbat, frate cu frate. Bărbat, om al lui Dumnezeu, cu un om din lume. Să vă ameninți cu tribunalul și tu să ai pretenția să vii la masa Domnului. Spuneam ieri, avem o iluzie, Satana ne minte. Noi facem ce vrem noi la nivel orizontal. Unii oameni mint, alții jură, comit adulter, vizionează pornografie, se masturbează. Efectiv trăiesc cum vor ei. Și când vine la masa Domnului, se ghemuiesc, așa se fac ca un ghem, și ci că se înduioșează un pic și spun Domnului, Doamne, iartă-mă, mai vars o lacrimă, mai simt o prezență specială și spun, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat, întind mâna. Și Domnul zice, nu întinde mâna până când nu pune mâna pe telefon. Și cere iertare de la cineva pe care nu l-ai iertat de 20 de ani. Și poate stă în România. Masa Domnului ne obligă să ne pregătim. Cine nu-i pregătit să ia masa Domnului în chip vrednic, nu e pregătit pentru răpire. Dacă la noapte va suna gongul lui Dumnezeu să-și retragă biserica și să o răpească, nu vei ajunge să zbori spre Domnul Iisus Hristos și mai apoi împreună cu El, dacă la masa Domnului nu ești pregătit azi. Pregătirea dumitale de astăzi este în vederea reîntâlnirii tale cu Domnul Iisus Hristos. Cine nu-i pregătit azi să stea la masa Domnului, nu va fi pregătit să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Corinteni, capitolul 11.
Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul acesta în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare! 1 Corinteni 11 cu 28. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și oamenii spun și așa să nu mănânce. Fals. Ascultați ce spune Biblia. Și așa să mănânce. Există păcate care dacă le-ai comis în mod corect, nu poți să participi la masa Domnului. Există păcate cu premeditare. Spre exemplu, vrei să-ți vinzi o mașină, da? Și tu cu premeditare o polișezi frumos, inventezi care kilometri reali, dar tu i-ai dat cam 100 de mii înapoi, da? Și mergi cu mașina într-o altă zonă, să nu te cunoască nimeni. Valoarea mașinii este de 5.000 de euro, dar tu vrei să o vinzi cu 7.000, pentru că ai ușamalizat-o. Și omul căruia ai vins, clientul te întreabă și zice, are kilometri dați înapoi? Tu zici, nu. Asta se numește înșelăciune, minciună. Întrebare. Este din greșeală sau cu intenție? Cum să nu fie cu intenție? Când te-ai dus la derpedeul ăla care dă kilometri înapoi, nu mai știi cine-i? Când l-ai sunat și ai vorbit pe coduri. Eu ce sunt aici? Sunt vocea lui Dumnezeu, nu o cunosc. Nu știu niciun caz despre dumneavoastră. Să vreau să vă spun că tot ce zic aici de la Dumnezeu. Amin. Și faptul că Dumnezeu ne vorbește, vrea să ne trezim. Amin. Dacă știți că îi se potrivește cuiva ce spun acum, nu vă uitați la ei. Fiecare să se cerceteze. Eu vin cu toată înșelăciunea aia de 2000 de euro. Care îți spun pe românești, nu o să te ajute la mine. Îi pierzi de 3 ori mai mult. Dar nu doresc ca. Nu o să fie așa. Să fii liniștit. Deci tot ce învăț, bagi pe canalizare. Stai liniștit. Nu o să te ajute banii care ai primit cu înșelăciune. Tu ai înșelat sâmbăta trecută, da? Nu asta trecută, da? Ultima zi din an. Și după înșelăciunea aceasta, tu vii la masa Domnului Pios. Ai zis, Doamne, iartă-mă că am mințit. Ai zis. Dar tu ai pretenția să pui mâna în blid. Când îți întinzi mâna să iei bucățica și ce zice Duhul Sfânt? Pune mâna pe telefon. Cere-i contul omului pe care l-ai înșelat cu 2000 de euro. Scoate banii din pământ. Nu mă interesează de unde. Și virează-i în cont. Asta se numește pocăință adevărată. Amin? Amin. Amin. Să te scotocești de lucrurile murdare din viața ta. Să repari greșeala pe care ai derulat-o. Nu e suficient să vin și să-mi cer iertare lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos zice, dacă vii la altar și ți-aduce aminte că cineva are, nu inventează. Dacă ceva nu suportă ideea că n-am o calbaște, asta e, are soția. Domnul să o binecuvinteze. E cea mai frumoasă din lume, vă salută, vă binecuvintează. Domnul să o binecuvinteze. Am să cu oamenilor noastre. Domnul să o binecuvinteze. Oh, știți, vorbi har Domnului. La fel și pe noastră, să vii să fie Domnul. Dar nu puteți să-mi faceți nimic, nu-mi schimb, nu-mi pun letrile de contact să fie o calbaște, mă înțelegeți? Dacă nu mă suportați că predic prea direct, nu-mi schimb predicile, asta e viața. Doamne ajută! Și ajută-ne să aplicăm ce zice Domnul. Amin. Amin. Lucrează, Doamne, pentru azi. Dar dacă eu am fost implicat în ceea ce ai tu sau dumneata împotriva mea, trebuie să repar greșeala. Vedeți, parcă cel mai greu lucru din lume este să ceri iertare. Așa e? Unii sunt în stare să înconjure pământul. Numai să nu ceară iertare. Acum am ne-aduc aminte de un caz. La un moment dat am avut o discuție cu un frate slujitor, un om al lui Dumnezeu, și părerile noastre din înțelegerile pe care le aveam din Scriptură diferau. Dumnealui e o persoană care se aprinde foarte repede. Așa se face că s-a aprins. Știți ce aia? Să se aprinde un bărbat, nu? Uite, o să o zici, știi? Bine că nu știu cu cine e căsătorită, știți? Nu e ușor să predic așa. Și s-a prins tare, s-a prins, am încheiat discuția și
normal că după aprinderea, după ce a prins focul, mai stingem, știți cum e. După aprinderea respectivă, nu s-a rezolvat totul așa, dintr-o dată. I-am salutat, am plecat, dar exista așa, o rană, o discuție care nu trebuia să fie. Asta s-a întâmplat luni, marți am fost la școală și marți după masă am trebuit să mă duc la evanghelizare. Eu eram pregătit, îmbrăcat, să pornesc și Duhul Sfânt mi-a zis că alerg tu predici în seara asta. Și a zis, păi, ți-a invitat cum să nu predic. Sper că predic. Și a zis, dar chiar predici? Așa cum ești acum predici? Să știi că dacă nu o să ceri iertare și mergi să predici, vei fi papagal, eu nu vorbesc prin tine. Ești, povestești. Zici ce ai în creier. Eu prin tine nu vorbesc așa. A zis Duhul Sfânt. Și a zis, Doamne, ce trebuie să fac? Și Duhul Sfânt a zis, trebuie să-ți ceri iertare. Eu? Păi eu m-am aprins! Să nu-ți ceri iertare pentru ce n-ai făcut. Să-ți ceri iertare pentru ce ai făcut. Mi-am luat telefonul, îmi tremura mâna, recunosc. Am formulat numărul, am dat click. Când suna, știți cum suna la telefon? Când suna așa, satana a zis, nu răspunde. Închide-le că nu răspunde oricum. E. Tu spune că ai avut intenția, ești ok. Știți cum se schifează de tine? Frate, te-am sunat, dar n-ai avut semnal. Nu te-o suna nici în gând. Cel mult ți-o dorit binele la filmele. Să-ți rup picioarele, știți? Binele. Și-a zis, satana, tu taci. Tu taci. Acum nu vorbesc cu tine. Șt! Pămut. O răspuns. Și acum putea să-ți spun orice despre cum era vremea, cum arăta clădirea în care stăteam, orice putea să-ți spun, numai să nu-mi cer iertare. Și a zis, frate, știți că am avut discuția aceea ieri? Uitați, mi-e pare rău că am discutat așa și că v-am supărat, pentru că am deschis acel subiect, vă rog să-mi iertați. A zis, nu, frate, eu sunt vinovat. Cum să nu te iertă, trebuie să mergi și tu. Eu am cea mai mare parte de vină. În seara aia am putut predica. Să-ți cer iertare. Aproape că mi-aș dori ca în timpul rugăciunii înainte de masa Domnului să se ducă câte o persoană la alta și să-și are iertare. Dar nu vreau să facem show în această zi. Dar tu știi la cine trebuie să-ți ceri iertare. Și dacă nu o să reușești înainte de cina Domnului, să-i promiți lui Dumnezeu că vei sta la masa Domnului cu o singură condiție. Că atunci când prinzi momentul potrivit, să nu te știi nimeni și să nu faci asta din așa, să iasă în evidență cineva sau chiar tu, că după aia ai plăcat. Dacă nu e în România, dacă nu e în Suedia, dacă e România persoană, să pui mâna pe telefon și să ceri iertare. Poate mama ta așteaptă de 20 de ani să ceri iertare. Poate bunicii tăi, poate cineva din casa ta are o rană adâncă din cauza vorbelor tale dure și rele. Prinde la închiunăște de sentimente. Masa Domnului te obligă când o să-i suni pe oamenii pe care nu i-ai putut ierta de 20 de ani, de 10 ani, de 5 ani, o să te întrebe, omule, ce s-a întâmplat cu viața ta? Tu nu puteai să faci asta niciodată. Și tu să-i spui, am fost la casa Domnului, mi-a vorbit Dumnezeu, Duhul Sfânt m-a sensibilizat și Domnul Iisus mi-a poruncit că trebuie să-mi cer iertare. Chiar dacă nu te iartă total, chiar dacă te iartă în timp, chiar dacă o să întâlnești un caz în care îți spune, orice ai face, eu nu te iert, tu ți-ai îndeplinit toată responsabilitatea în domeniul iertării. Dacă ai făcut asta cu sinceritate. Dar marea majoritate a oamenilor, în loc să-și ceară iertare, mai multă vină dă pe celălalt. Când îți ceri iertare, nu vorbești nimic negativ despre persoana căreia sau căruia îi ceri iertare. Nu zici că, păi am avut vina asta, dar el are vină grosolană, 2 tone de vină. Eu am vină de 1 kg, de 100 kg. Nu, cereți iertare. Nu poți sta la masa Domnului. Adică din perspectivă fizică poți să stai. Este o cercetare personală. Noi nu să te oprim decât dacă ești pus deoparte de biserică, de autoritate. Noi nu să punem interdicție acum pentru neiertare. Dar Dumnezeu îți spune, n-ai dreptul să stai la masa Domnului. Dacă ai avut anumite discordii, anumite certuri, anumite gânduri murdare împotriva cuiva, dacă ai avut stări rele, dacă sunt anumite lucruri pe care persoana aceea pentru care tu ai gândit rău, nu le știe. Nu-i neapărat să le se spui,
Ce zile tare, Domnule, dar dacă ce ai făcut tu a produs răutate, duritate și s-au întâmplat lucruri grave sau mai puțin grave, cel puțin rele, chiar la nivel mic. Ce zile tare. Spune Domnului, Doamne, ajută-mă să gândesc altfel despre frații mei. Ajută-mă să-i privesc altfel, ajută-mă pe surorile mele, Doamne, să le văd altfel. Doamne, nu sunt perfecți oamenii din jurul meu, dar ajută-mă să am o altfel de percepție, Doamne. Ajută-mă, Doamne, niciodată să nu lupți pentru un om care trăiește în păcat, ca să-i promovezi păcatul. Niciodată să nu te ții de o persoană și să nu zici, mă lupt până în pânzele albe, chiar dacă a greșit. Nu! O încurajezi în rău. Încurajezi în rău. Apără adevărul. Apără neprihănirea. Asta e slujba lui Iisus Hristos și slujba omului care trăiește cu Iisus Hristos. Fii de partea Domnului. Fii aproape de Dumnezeu. Fii corect cu viața ta. Fii corect. Dragii mei, la finalul vieții nu va fi interesant și important cât am predicat. Va fi important cât am trăit cu Dumnezeu. De câte ori am luat cina Domnului cu corectitudine, cu sinceritate, cu o viață sfântă? Vine o zi în care tot ce avem noi, banii, proprietățile, business-ul, mașinile, tot ce avem, case, tot ce vreți dumneavoastră, nu vor mai avea valoare, vor fi distruse. În ziua aia, un singur lucru va fi important. Dacă l-ai pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, dacă viața ta e dedicată Domnului Iisus Hristos, dacă ai stat la masa Domnului și atunci când te-ai apropiat, te-ai apropiat în chip vrednic. Dacă cineva a consumat alcool săptămâna asta, biblic, n-am voie să-i dau acordul să ia cina Domnului. Dacă cineva a vizionat pornografie, biblic, n-am voie să-i dau acordul. Dacă cineva trăiește în masturbare, n-am voie să-i dau acordul. Și ar trebui să spun, nu te împărtăși dacă ai un păcat asupra ta. Însă vreau să spun prin Duhul Sfânt altceva. Fă o promisiune în fața Domnului. Dar dură, directă, de care să te ții, care să ți fie ca de viață și de moarte. Că vei scoate orice păcat din viața ta. Dacă e nevoie de mărturisire, mărturisește-te. Că vei smulge răul din viața ta. Și așa vei mânca. Și ce facem noi? Vorbesc de cazurile oficiale în care cineva e pus deoparte cu scop disciplinar. Nu despre asta e vorba. Vorbesc de cazuri în care noi ne schivăm și nu mai stăm la masa Domnului de luni, unii de ani, alții de zeci de ani. Din motive copilărești. Asta e altă extremă. Când cineva nu stă la masa Domnului de multă vreme și nu are niciun argument biblic care să-l oprească. Zice câte un frate, dacă cu tare vine cu cina la mine, eu nu iau cina. Bă, frumos din partea ta. Tu vrei să vină un înger, să coboare pe aripi, să intre ce fără geamă, să te-ai blocat și să-ți intre, să-ți dea cina. Tu gândești foarte grav. Tu nu te împărtășești cu un frate care îți dă cina. Tu te împărtășești cu Domnul. Tu nu stai la masă doar cu un frate. Da, stai și cu frate și cu surorul, dar stai cu Domnul în primul rând. Relația ta cu Domnul trebuie să fie curată și apoi, bineînțeles că la orizontală, să nu fie nimic care să poate imputa cineva. Nimic murdar. Și unii amână, eram în Paris, în urmă câțiva ani, și am zis, tu, soră, care de 20 de ani nu stai la masa Domnului, de 20 de ani. După mesajul transmis pastorului Gore Creța, m-a cotit, așa eram lângă dumnealui. Și mi-a zis, frate, care e o soră, care de 20 de ani nu stă la masa Domnului. Am văzut-o cum și-a zis mâna și-a luat-o cu pățică. Aleluia lui Dumnezeu. Așa să mănânci, adică într-un chip vrednic. Că dacă în ianuarie 2023 nu poți să te împărtășești, nici în februarie, nici în martie, nici în aprilie, vorbesc din nou de cazuri pe care noi ne oprim, noi pe noi înșine. Nu slujitorii pe cineva, da? Și tot nu te împărtășești. Și trece un an. Și trec doi. Și trec trei ani. Mă întreb, cum poți să ai tu viață în tine din perspectivă spirituală când Biblia spune cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în el? Și eu îl voi învia. Aleluia! Argumentul învierii
Faptul că noi credem că atunci când așezăm pe un om care a trăit în Hristos pe toată durata vieții și când îl punem sub ghia rece a mormântului, adorme și îl va trezi Marele Rege Iisus Hristos. Argumentul e că pe durata vieții a trăit cu Hristos și de fiecare dată când a putut și a avut ocazia, a stat la masă curat, curată, la masă cu Domnul. Amin? Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. O pregătire specială. Soluția nu-i să amâi infinit de mult. Soluția este să rezolvi problemele azi. Și să stai la masa Domnului într-un chip vrednic. Noi ar trebui să trepideze inima noi de drag după Dumnezeu. Ar trebui ca viața noastră să fie plină de emoție pentru Dumnezeu și să zicem, Doamne, abia aștept masa Domnului. Abia aștept părtășia cu Iisus Hristos. Nu e o masă ritualică, abia aștept să simt cum Dumnezeu vine și stă la masă cu mine. Ce mare onoare avem noi oameni obișnuiți, oameni trecători, să stea Dumnezeu la masă cu tine. Aleluia! Strig din toată inima glorie lui Iisus Hristos. Înălțat să fie numele Lui. Un Paște special, cu o pregătire specială. Doi. O Paște special marcat de o pâine specială. Biblia spune, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine. Și după ce a binecuvântat, noi citim de foarte multe ori în grabă, după ce a binecuvântat-o. Nu, Biblia spune așa. După ce a binecuvântat. Și ce înțeleg de aici? Domnul Iisus, plin de pace, s-a uitat la toți cei prezenți. Și pe toți cei prezenți, ia, binecuvântat. Există o persoană de aici pe care nu o poți binecuvânta. Există o persoană pentru care rosti blestemuri în mintea ta. Este o persoană pe care nu o suporți. Dacă da, masa Domnului nu-i pentru tine. Ai răutate în sufletul tău pentru cineva? Ai o dorință de răzbunare? Ai vrea să-i se întâmple ceva rău ca să scapi de el sau de ea? Masa Domnului nu-i pentru tine. Masa Domnului nu ți se potrivește. O pâine. Sfântul Apostol Pavel zice, după cum este o singură pâine, ascultați ce spune cuvântul Domnului. 1 Corinteni 10. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Știți ce vrea să spună Biblia? Biblia spune așa. Pâinea aceasta este întreagă, este întreagă și simbolizează trupul lui Hristos care este, cum este? Întreg. În momentul în care eu, într-un mod vrednic, iau o bucățică din pâine, bucățica aceea mă arată pe mine, mă simbolizează pe mine. Bucățica aceea mărturisește despre mine că eu, într-un mod autentic și corect din perspectivă biblică, sunt un mădular în trupul lui Hristos. Eu sunt parte integrantă în trupul lui Iisus Hristos. Și viața mea, dragii mei, viața mea este legată de celelalte mădulare. Nu se poate eu să trăiesc izolat. Dacă Doamne ferește un om își taie un deget și îi cade nisip sau în gheață, oriunde vrei, rămâne 12 ore sau 24, cine îl mai pune la loc? Nimeni. Nu crede că poți trăi într-o lume izolată. Nu crede că ești tu cu lumea ta, tu cu banii tăi, tu cu ideile tale, tu cu gândurile tale, tu cu Facebook-ul tău, tu cu Instagram-ul tău, tu cu pozele tale. Hei! Ești în trupul lui Hristos. Tu trebuie să trăiești împreună cu Iisus Hristos. Urechea mea dreaptă nu zice, eu trăiesc singură. Că și la robul marului preului Malgul, Hristos, nu-i-a lăsat urechea tăiată. I-a lipit-o la loc. Când Petru s-a crezut deștept și a început să facă ce-o vrea el. Lăsați săbiile la o parte. Să avem o singură sabie. Să fie sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Să fie cuvântul Domnului care să te atingă, amin? Slăvit să fie Domnul. O parte din trupul lui Hristos.
Nu poți rămâne izolat, tu cu viața ta, tu faci ce vrei. Mai este câte unul sau câte una care zice, frate, pastor, eu fac ce vreau. Se vede. Dar n-are cum să fie Domnul cu tine. Și ce mai spun? Să nu cumva să te lase Domnul să faci ce vrei. Să nu cumva să-și retragă Domnul mâinile de peste viața ta. Că ajunge o epavă, te căutăm printre șanțuri și la descarcerări. Ai milă, Doamne, de noi. Ai milă, Doamne, de viața noastră. Când noi venim la masa Domnului, asta înseamnă unitate. Fratele de acolo, fratele de dincolo, fratele de dincolo, sora de acolo, sora de dincolo, sunt în unitate. Ei nu se pot bârfi sâmbătă seara și duminică dimineața să stea la masa Domnului. Este interzis. Ei nu pot scrie mesaje periculoase și amenințătoare despre fratele cu care pretinde că stă la masa Domnului ziua următoare. Fals! Asta e minciuna lui Satan, cum poți. Se poate unitate. Amin? Amin. Să trimite Domnul un duh de unitate. Și ce apreciez pe ucenici? Știți ce apreciez? După ce Iuda a căzut, nici unul dintre ucenici nu s-a unit cu Iuda. M-au zis ce zic? Nici unul dintre ucenici nu a zis, noi, eu-s mai neam cu Iuda, eu-s mai prieten, ăsta e cel mai apropiat prieten al meu. Dacă el merge în iad, mă duc și eu cu el în iad. Mântuirea este personală. Mântuirea este personală. Biblia zice, dacă trebuie, smulgeți-i pe unii din flăcările iadului, dar ai grijă! Să urăși până și cămașa pătată de sânge. Adică, dacă din greșeală, în timp ce se derula păcatul, s-a aruncat o pată de sânge pe haina ta, dă-o jos! Nu arăta la știri. Nu te lăuda cu ea. Duhul Sfânt vorbește în această zi. Ai milă de noi, Doamne, că ne iubești. Dacă noi am pricepe ce mult ne iubește Dumnezeu, dacă noi ne-am avea mințile în cap și ne-am trezit cu adevărat și am înțelege că Dumnezeu are pentru noi îndurare, are milă, și ce cred? Dacă Iuda nu mergea să vorbească cu bagabonții de mari preoți, că așa pot să-i numesc doar, dacă nu mergea cu ei și mergea să se consilieze cu ucenicii, cred că Dumnezeu îi dădea o șansă. Știți ce s-a spânzurat Iuda? Pentru că după ce a intrat în legătură cu marii preoți și a trăit în păcat, vânzându-l pe Iisus, că și-a dat seama că Iisus chiar e vândut, el n-a vrut din prima. Satan l-a mințit la nivelul minții și a spus ceva de genul, Iuda, vinde-l pe Iisus Hristos, el oricum e atotputernic, e omniprezent. Știi când pe sprânceana muntelui din localitatea Nazaret, când l-au scos din sinagogă și au vrut să-l arunce în gol, de nicăieri a dispărut. Nevăzut s-a dus printre ei. Vinde, tu primești bani, el scapă, tu rămâi cu banii și după aia Domnul te iartă. Lasă că bagă sub preș. Să nu știe nimeni. Vine o zi în care preșul se răstoarnă. Și tot ce ai făcut în ascuns va fi auzit pe preșul casei. Ajută-ne, Doamne, ca și în ascuns și în văzut tuturor să trăim curați. Să trăim curați. Știți care a fost gravitatea pentru Iuda? În loc să rămână împărtășia ucenicilor, când a luat bucățica, pentru că a luat-o într-un chip nevrednic, a intrat Satana în el. A dus la marii preoți și marii preoți nici măcar n-au fost întrebați ce-mi dați să-l vând pe Iisus. I-au și cântărit 30 de arginți, pentru că îl cunoșteau. Pentru că, dragii mei, Satan ne știe vulnerabilitatea vieții noastre. Știe în ce domeniu ești cel mai slab. Și Dumnezeu la vine să te ispitească și să-ți spună, vinde-l pe Iisus că-ți dau ce vrei și îți dau o perioadă, dar ia pacea, nu mai ai liniște, ai gânduri suicidale, stări periculoase la nivelul minții și diavolul spune, gata, termină cu viața ta. În loc să meargă la ucenici să se consulte cu ei, pentru că între lepădarea lui Petru și vânzarea lui Iuda nu văd foarte mare diferență. Știți de ce l-apreciez pe Petru? Cu toate slăbiciunile lui, s-a întors la ucenici. S-a întors la ucenici. Nu pleca din prezența Domnului. Dumnezeu te iubește, chiar dacă e greu, chiar dacă trebuie să suporți, chiar dacă Iuda a fi avut un tratament dur, chiar dacă Iuda trăia în două lumi, nu trebuia să meargă la mari preoți.
Nu trebuia să se concilieze cu ei. Nu trebuia să primească sfaturi de la ei, pentru că sfaturile lor l-au dus la dezastru. Și ce au zis marii preoți? Foștii lui prieteni. Când el zice, tânguindu-se și plângând, parcă-l văd cum se lovește cu pumni în piept și strigă, parcă-l văd cum simte să smulgă părul din cap și zice, am păcătuit, am văzut sânge nevinovat. Și ce zic marii preoți? Dar mă băieți, nu a fost treaba voastră când ați luat banii. Când s-a derulat păcatul, nu erați acolo. Nu voi l-ați încurajat că e ok? Treaba ta. Nu, nu ne pasă. Sunt oameni la care nu le pasă că unii merg în iad. Nu ne pasă. Amin? Nu ar trebui să ne pese. Nu ar trebui să ne rugăm. Noi ar trebui să venim în fața Domnului și să strigăm după înturare, după prezența lui Dumnezeu. Iuda, nu pleca din prezența Domnului. Întoarce-te ca Petru, chiar dacă o să-ți fie rușine. Chiar dacă o să simți că trebuie să te arunci în Marea Tiberiadei, pentru că ți-e groază de întâlnirea aceea, ochi în ochi cu Iisus Hristos, față în față. Nu renunța la Hristos. Chiar dacă vin de mai multe ori și Iisus Hristos nu te bagă în seamă. Li s-a arătat ucenicilor de mai multe ori și nu l-a băgat în seamă. Doar la șaptea oară sau la șaptea arătare, când erau șapte dintre ucenici, atunci a vorbit cu el personal. Și întrebarea Mântuitorului mă șochează. Pentru că după tot episodul lepădării, Iisus Hristos îi pune o singură întrebare. Și îi spune, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Îl iubim noi pe Domnul Iisus Hristos? Știți că se iubim. Cât iubim părtășia, frații. Cât iubim prezența Domnului în bisericile noastre. Cât iubim închinarea și cât iubim să stăm cu Domnul la masă. Nu-L iubim mai mult. Nu-L iubim mai mult. O pâine, o unitate, o biserică, un trup. Fiecare mădular este efectiv parte integrantă a trupului Hristos. Când vei lua o bucățică, să te simți în trupul lui Hristos. Să simți că ești parte din trupul Domnului. Să simți că Domnul și-a vărsat ultima picătură de sânge și până la ultima suflare, totul a dat pentru tine și pentru mine. Și strig din toată inima, glorie lui Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Domnului. Trei, un Paște special. E marcat de un pahar special. Paharul nu-i special pentru ce e gravat pe el. Nu-i special pentru ce conține. Nu-i diavol. Nu-i diavol de asta. Ascultați ce spune Biblia. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, cum să-i mulțumesc? Întrebare, știa Iisus tot ce urmează să-i se întâmple? Chiar tot? Avea motive să mulțumească? Noi zicem, păi n-avem motive, frate, să mulțumim. Nu vezi ce ni se întâmplă? Nu vezi ce probleme avem? Nu vezi că trecem prin greu? Ne vine omul Iisus ca exemplu azi. Ne vine El și ne spune. Ți-e mai greu ție decât mi-a fost mie? Urmează pentru careva dintre noi să fim crucificați? Urmează careva dintre noi să fim scuipați între ochi? Urmează careva dintre noi să primim un bici pe spate, să ne smulgă pielea și parte din carne de pe noi? Să rămânem doar oase ca un schelet umblat pe drum? Și ce a zis Iisus? Mulțumesc! Când ai o atitudine de smerenie în fața Domnului, când pentru tine Dumnezeu este numărul unu, când pentru tine relația ta cu Dumnezeu este cea mai importantă relație, când ce te interesează pe tine este Iisus, este Dumnezeu, este să meargă bine lucrarea Domnului, nu viața ta. Nu te mai interesează neapărat ce e în jurul tău. Te interesează că ești în planul lui Dumnezeu. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. Există persoane pentru care nu poți mulțumi? E cineva din familia ta pentru care nu poți mulțumi? E cineva în anturajul tău pentru care nu poți mulțumi? Nu trebuie să mulțumești pentru oamenii care păcătuiesc sau care nu stau în planul Domnului. Dar trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu că pe tine te-a ținut în mâna Lui. Niciunul nu avem merită să stăm în mâna lui Dumnezeu. E îndurarea Domnului. Bineînțeles că îndurarea Domnului trebuie să fie îmbinată cu genunchierea noastră față de Hristos și cu umblarea noastră continuă cu Dumnezeu. Amin?
Doamne ajută-ne! Suntem ce suntem prin Dumnezeu, dar Dumnezeu ne cere să fim responsabili în viața asta cum trăim. Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Să-i mulțumești lui Dumnezeu. Paharul Domnului te obligă. Îți cere mulțumire. Cuvântul Domnului spune, versetul pe care l-am citit, îl recitesc, 1 Corinteni 10 cu 16, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Uitați-vă la izdralul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Versetul 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Cine consumă alcool nu poate lua cina Domnului. Să iei vinul de acasă, să-l arunci pe canalizare, nu-l da la alții. Spuneam și ieri. Să faci curățenie în frigiderul tău, să nu mai existe bere fără alcool. Tu vrei să-L urmezi pe Hristos? Tu vrei o pocăință autentică? Tu vrei să trăiești cu Domnul? Ei, trăirea ta cu Domnul te obligă să trăiești curat cu Dumnezeu. Paharul dracilor nu e doar alcoolul. E tot ce înseamnă păcat în viața ta. E tot ce înseamnă storsură și înșelăciune și minciună și gânduri negre și păcătoase. Paharul dracilor. Adică nu poți să trăiești în adulter și să fii aici. Stai la masa Domnului. Se poate. Nu pot sta împreună în tunericul cu lumina. Se spunea deja. Lumina din dumneata și din mine, când ajunge în mijlocul întunericului, împrăștie, risipește întunericul. Amin? O, risipește-l, Doamne, în numele Tău. Să trăim curați. Ne-am botezat nu ca să trăim cum vrem noi. Avem o legătură cu Domnul Iisus Hristos. Să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Să trăim curat, să trăim ca în timpul zilei. Să fim oameni ai luminii. Să vadă oamenii din jurul nostru că noi nu înjurăm ca ei. Amin? Amin. Dacă ai înjurat, nu poți sta la masa Domnului. Decât dacă te mărturisești, promiți în fața Domnului că nu mai faci așa ceva. Murmurul din viața ta n-are voie să existe. Nu vrei să stai la masa Domnului. Cârtia, nemulțumirea, răutatea, rancunea, resentimentele, dorința de răzbunare. Mustră, Doamne, astfel de duhuri. Dă peste noi un duc de eliberare. Aleluia, Domnului Iisus Hristos. Să vină îndurarea Domnului. Să iau o decizie nouă. De azi încolo nu mai faci asta. Amin? Amin? Nu de fiecare dată când vine masa Domnului, iară ne pocăim luna viitoare, iară facem ce vrem noi. De luni până sâmbătă ne permitem ce vrem noi să facem. Când vine duminica, sfinți pe pereți să ajungem. Nu! În fiecare zi să trăim cu Dumnezeu. Amin. În fiecare zi să-L iubim pe Dumnezeu. În fiecare gest să se simtă prezența Domnului. Și strig din toată inima, Doamne ajută-ne! Ajută-ne, Doamne! Paharul Domnului te obligă. Alte pahare, aruncă-le pe foc. Nu sta la masa Domnului dacă îți propui de mâine să bei din nou. Dacă la masa asta, după cina Domnului, de acasă, iară vrei să bei alcool, n-ai ce să cauți la masa asta. La masa Domnului n-ai ce să cauți. Te obligă. Te obligă la exclusivitate pentru Dumnezeu. Te obligă la umblare continuă și numai pentru gloria lui Dumnezeu. Nu poți fi și cu Dumnezeu și cu satana. Se zice amin. Amin. Lucrează, Doamne, pentru asta. Patru cu care mi-a apropiat de încheiere. Un paște special presupune un păstor special. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Ascultați ce spune Biblia. Când Iisus Hristos știa ce urmează, după ce au cântat cântările, care cântări? De laudă? Vreau să vă puneți puțin în pielea omului Iisus Hristos. Noi stăm pe scaune confortabile și unii ori ne gândim, mă, nu mai termină predicatorul toată. Și Iisus Hristos stă la masă cu ei. Și Iisus Hristos urmează să fie omorât. Urmează să se împlinească profeția care îi spune, voi bate păstorul. Și oile vor fi risipite. Ceva din ce spun acum pot înțelege slujitorii. Și poate familiile lor. Să-ți pui viața la dispoziția lui Dumnezeu. Să uiți de tine. De timpul tău. De odihna ta, de somnul tău. Să trăiești pentru oameni și pentru binele lor. Să te intereseze ca oamenilor să le meargă bine.
Să lupți cât poți tu împotriva păcatului. Iisus a luptat total, n-a avut niciun păcat. Noi oamenii ca slujitori luptăm cât putem. Și zic, Doamne, ajută-ne să fim sfinți. Sfințenie Domnului scria pe eticheta preoților. Sfințenie Domnului. Și cine nu-i sfânt, să nu mai facă slujbe. Să se sfințească în numele Domnului și apoi. Să facem slujbe. Amin? Lucrează, Doamne, pentru azi. Să știi că urmează să fii bătut. Și să ai tăria de caracter. Să cânti cântări de laudă la adresa cui? La adresa lui Dumnezeu. E ca și când Iov stătea pe o grămadă de cenușă, când nu mai avea nimic, când nu mai avea bani. Când unul dintre cei mai mari businessmen din zona lui, cel mai cuvat numit în Biblie, dintre fiile săritului, când avea proprietăți extraordinare de mari, când era bogat, poate cel mai bogat din zona lui, a rămas din tot ce înseamnă afacerea lui, din toți angajații lui, a rămas cu 4 sclavi și cu nevastă sa. Și în momentul acela, nici nevastă sa nu l-a înțeles. N-a putut pricepe. Cum de omul ăsta rămâne tare? Și ce a zis? Plească-mă pe Dumnezeu și... Și? Mori. Când toți oamenii din jurul tău spun, plească-mă pe Dumnezeu, nu mai merită Dumnezeu închinarea ta. Dumnezeu nu mai merită să fie slujit. Renunță la închinare, renunță la slujbă, renunță la tot. Tu să rămâi de partea Domnului. Când Iov a zis, nu mai are sens să am mantaua asta care mă prezintă ca un fel de rege, o fac praf, o arunc. A făcut o bucăți și a sfârșit mantaua. Pe grămada aia de cenușă, când avea cioburi cu care credea că odată cu scrăpinarea, ci că i-ar mai trece din mâncărimea aceea, dar de fapt rana era mai mare și mai tare mâncă rănele. A zis următoarele vorbe. Gol am ieșit din pântece de mamei mele și gol o voi întoarce. Ascultați ce zice Iov, că nu mai are nimic. Domnul a dat. E ușor să zici Domnul a dat când ai. Când toate îți mergi nur. Când totul e perfect, când îți vine salariul, când îți intră tot, când totul e ok. Dar când nu mai ai nimic, ai putere să zici Domnul a dat? Nu șansa ta că a ajuns în Suedia? Nu banii tăi, nu șeful tău, nu prietenii tăi, nu norocul, nu șansa? Nu, Domnul a dat. Și recunoaște că tot ce avem ne-a dat Domnul să zică amin. Slăvit să fie Domnul, glorie lui Dumnezeu. Dar Iov continuă și spune, Domnul a luat. Nu Satan a luat, Doamne! Nu neșansa, nu faptul că am fost la intersecția și am avut accident. Nu nevasta mea e vinovată că nu mai am. Nu. Domnul e suveran și că nu mai am. Domnul a luat. Și următoarea propoziție e șoc. Știți ce zice Iov? Binecuvântat să fie numele Domnului. Să-i cânti Domnului când ai ajuns în celulă. Ce faceți Pavel și Sila? Păi ne-au bătut bine pentru că am rostit în numele lui Iisus Hristos. Peste o ghicitoare care avea duc necurat peste ea și a zis, în numele lui Iisus să ieși din ea. Și a fost eliberată ghicitoarea din Filipii. Și ăștia în loc să zică extraordinar, o campanie de evanghelizare organizăm, mai mulți oameni să fie mântuiți pe lângă Lidia. Domnul zice, vă parchez pe dreapta, Pavel și Sila, pentru că trebuie să eliberez un gardian, trebuie să-l mântuiesc. Și pentru un om, vă puneați loc. Merită? Omenește nu prea. Bătut bine! Cu multe lovituri. Cu hainele rupte din păi, trâți prin cetate, aruncați în celula de maximă siguranță. Cu mâinile prinse, cu o mână de parte a zidului, cu cealaltă mână dincolo. Cu picioarele împutuți, să nu miște. Un lucru n-au știut ei. Că nu i-au blocat gurile. Gurile lor au deschis. Mintea lor era conectată cu Dumnezeu. Inima lor era Iisus Hristos. Și spune Biblia, pe la mijlocul nopții se rugau, și cântau cântări de laudă. În loc să zică, vai și amar de capul nostru, mă, Pavele, ce vedenie ai avut tu când ți-a arătat din Macedonia, hai și ajută-ne. Vai și amar, mă, Sila, ce călăuzire am avut noi. Ne-au aruncat ăștia la zdob, nu-i mai Domnul cu noi. Ne-au părăsit, ne lasă, suntem singuri, nu mai avem nicio șansă, murim, nu mai avem viitor. Să vă iasă din cap astfel de povești, dragii mei frați, dragile mele surori. În numele lui Iisus Hristos conduce istoria acestei lumi. Și El e puternic să ne ridice. Aleluia! Lăudați să fie numele Domnului. Nu mai lăsați gândurile diabolice, scenariile imorale, gândurile negre să vă guverneze mintea. Domnul e în control. Cântă-i Domnului când nu mai ai nicio soluție. Cântă-i Domnului când nu mai are sens. Cântă-i Domnului când nu mai poți să faci nimic bun. Cântă-i Domnului. Așa de bine cântă-i, da? Nu neapărat cu instrumente. Dar nu știți, nu avea clape, nimic.
Dar mesajul cântărilor lor este atât de biblic, încât spune Biblia, Dumnezeu zice, așa de mult îmi place cum cântă ei, că trebuie să mișc cerula. Și închisoarea se mișcă. Toate lacătele cad jos, se deschid toate porțile de la toate celulele. Închisori. Și nici un pușcăriaș nu dezertează. Temnicerul adormise. Mă, dar bine predica, mă, ăsta, mă, Pavel, mă. Cum de doarme asta? Bine cântau, mă. Cântau încât pușcăriașii au început să fie evangelizați. Au început să fie acatați. Și când s-au deschis ușile închisorii, au zis pușcăriașii cu alte cuvinte, nu plecăm, mai vreți să ne ascultăm o cântare. Înțelegeți? De ce? Întotdeauna când se derulează un plan al Domnului, unul câte unul sforă, temnicerul, las că trezește Domnul. Las-l liniștiți. O, cum îl trezește Domnul. Alții se bucură. De ce? De ce unul se uită urât și morocănos și altul e bucuros? Știți de ce? Depinde de fiecare dintre noi. Cum primim cuvântul. Amin? Dar dacă nu te trezești de mână voie la predică, te trezește Domnul printr-o boală, te trezește Domnul printr-un accident, te trezește Domnul printr-un cancer, are Domnul metode, zguduie Domnul celula vieții tale. Și te scoate. Și ăsta vrea să se omoare. Și a cerut o lumină, spune Biblia, a sărit și a zis, gata, mă mor. Oricum, dacă nu mă mor eu, mâine voi fi decapitat. Află șeful pușcăriei că au scăpat pușcăriașii. Dar Pavel a strigat din partea Duhului Sfânt să nu-ți faci niciun rău. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în 2023. Nu-ți mai fă rău cu propria ta mână. Oprește-te din păcat în numele lui Iisus. Trăiește curat pentru gloria Domnului. Să nu-ți mai faci rău. Amin? Amin. Slăbit să fie numele Domnului. Fă-ți bine, frate. Fă-ți bine, soră. Trezește-te din anturajul murdar. Smulge-te din rănile tale. Și lasă balsamul vindecător din Golgota să fie așezat peste rănile tale. Cine crede că Domnul poate să facă asta, să zică amin. Amin. Lăuda să fie Domnul. Glorie lui Iisus. Să nu-ți faci niciun rău. Fostul gardian de la security, înarmat până în dinți, obișnuit să omoare, să lovească, să dea peste tot. Dintr-o dată se face ca un miel care l-a bătut bine, se trezește, merge la ei și ascultați cum vorbește cu ei, domnilor. Pleava societății, vai și amar de capul vos. E tratat ca pe niște haine modale. Virusate. Cum de acum vorbește altfel? Duhul Domnului le mișcă inima și întreabă domnilor ce trebuie să facem ca să fim mântuiți. De unde știți voi de mântuire, de Biblie, de cer, de rai, de împărăția lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu? De unde știți voi despre Dumnezeu? Așa au cântat ei. Încât mesajul a ajuns la urechile lor. Așa s-au rugat ei, încât rugăciunile lor a intrat ca săgeata în inima oamenilor care nu știau pe Dumnezeu la pădure. Să cânți, frate, să cânți, soră, în așa fel, că nu se intereseze ce zic oamenii despre cântările tale, ci se mărturisească oamenii din jurul tău când cântă el, când cântă ea, simt un fior. Când se roagă el, simt o putere. Mă trezesc de amorțeală, nu mai pot să stau liniștit. Dintr-o dată ceva se întâmplă în viața mea. S-a atins, s-a liberat. De ce? E prezent Duhul Domnului. Amin? Amin. Să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Să-i cânți Domnului momente grele. Au cântat cântările de laudă. A intrat în muntele măslinilor. Și a zis, în noaptea aceasta, tot vreau să zic eu, păi cine s-a împlinit de păcătuire, pentru că este scris, voi bate păstorul. Nu-l mai bateți pe păstor, vă rog. Nu mai dați vina pe Dumnezeu. Nu mai dați vina pe oamenii lui Dumnezeu. Nu. Lăsați-l pe Dumnezeu să rămână pe tron. Aș vrea să stăm ridicați. O să vă rog frumos să vă închideți ochii și fiecare să se judeze pe sine însuși. Să te oprești rugăciunea asta și să te analizezi bine. Să stai înaintea Domnului și să spui, Doamne, am nevoie de prezența Ta. Am nevoie de sângele Tău, am nevoie de numele Tău cel atotputernic. Doamne, vreau o atingere nouă. Vreau, Doamne, o pregătire nouă. Să-ți mărturisești păcatele, frate. Să-ți mărturisești păcatele, soră. Să stai înaintea Domnului să iei decizii noi. Să iei hotărâri de bucăință, să iei hotărâri clare de întoarcere spre Dumnezeu. Să te oprești din orice stare de păcat. Sângele lui Iisus Hristos este prezent aici să-i libereze. Anumite păcate pe care le-ai comis și trebuie să repari situațiile, să returnezi anumiți bani, să te întorci, să ceri iertare, să recunoști vina ta, să nu mai dai vina pe alții, să-ți recunoști vina și atât și să nu mai vorbești despre alții.
Domnul vrea să-ți aducă eliberare. Domnul vrea să-ți dea îndurare. O, Doamne, cercetează, eliberează, grațiază, transformă, Doamne. Orice duh, orice minciună, orice răutate, orice putere demonică să fie nimicită în numele lui Iisus Hristos. Există putere de eliberare. Breganto, menovelis, canadas. Aleluia, Domnului Iisus Hristos. Mortăciunea din viața ta să fie scoasă afară. Răutatea din viața ta să fie scoasă afară. Obișnuința ta cu biserica să fie smulsă din viața ta, să trăiești o viață curată, să o rup cu păgânătatea și cu poftele lumești, să renunți la tot ce-i murdară în numele lui Iisus Hristos, să primești iertare, mărturisește-ți păcatele, rupe-o cu păgânătatea, cu răutatea, cu stările de păcat. Domnul e prezent aici să te elibereze, aleluia! Domnul e prezent aici să-ți dea viață. Intrăm cu toți în rugăciune, fiecare să cercetează pe el însuși.